la tine, de data aceasta vorbim despre Marea Unire. Ce ne pregătiți și ce ne prezentați? Cum a fost văzută Slatina în, în acești 100 de ani? Slatina a mers la oaltă cu țara, pe drumul Marii Unirii, și acest drum a fost, după cum știm și o dovedesc din plin mărturile arheologice, un drum lung și anevoios, la capătul căruia se întâmplă împlinirea națiunii române prin aducerea la patria mamă a teritoriilor românești care câteva secole au fost nevoite să stea sub împărății străini. Începe filmul nostru cu ceea ce a însemnat Mihai Viteazu pe acest drum al Unirii, care realizează pentru întâia oară unirea celor trei țări române, și chiar dacă durata a fost foarte scurtă, noi nu evaluăm sau nu apreciem, nu interpretăm marea faptă a Viteazului voievod prin durată, ci prin simbol. Unirea țărilor române de către Mihai Viteazu a devenit un simbol care a străbătut veacurile și în jurul căruia s-au coalizat toate forțele unioniste până în anul 1918. Slatina a fost, a avut alături de Tudor, de Mihai Viteazu, dregători și oameni importanți. Să nu uităm că Mihai Viteazu, chiar în primul său an de domnie, reface ctitoria de la Crocociov și avea un interes aparte pentru această zonă. Tudor Vladimirescu, care dă semnalul de redeșteptării naționale, este primit de slătineni și poposește în Slatina aproape o săptămână și ia măsuri militare și strategice foarte importante. 1848, revoluționari din Slatina, pașoptici din Slatina, au participat pe Câmpia Libertății de la Islas și în momentul în care revoluționarii de la Islas și Craiova mergeau spre București, întreaga populație a orașului cu autoritățile locale i-au întâmpinat pe revoluționari pe podul de lemn, așa era atunci, de peste râul Olt. Slătinienii au fost aproape de Marea Unire, de Mica Unire, un pas spre Marea Unire, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, și poate de aceea, în semn de prețuire a ajutorului pe care slătinenii l-au dat Micii Unii, Alexandru Ioan Cuza a venit de 3 ori în Slatina și a vizitat orașul nostru. Mergând mai departe, pe acest drum al Unirii, nu putem să nu amintim de secția Oltul a Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, în care intelectualii din Slatina, în primul rând profesorii de la Gimnaziul Real Radu Greceanu, au sprijinit mișcarea de eliberare națională a românilor aflați sub stăpânire străină. A fost una dintre cele mai active filiale a Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, devenită în anul 1914 Liga pentru Unitatea Politică a Românilor. În primul război mondial, în care România a intrat după 2 ani de neutralitate, Slatina, începând cu noiembrie 1916, cunoaște un aspru regim de ocupație, alături de alte 14 județe din Oltenia și din Muntenia, și cu toate acestea găsește forța necesară să participe, unitățile militare din Slatina participă pe frontul primului război mondial, aducându-și contribuția de sânge la împlinirea idealului național. Pentru noi, pentru slătineni în primul rând, anul 1918 este un an mai special prin faptul că, fiind sub ocupație, în regim de ocupație, nu s-au organizat activitățile de amploare care se știu în celelalte provincii. Însă avem mărturii că în 1 decembrie au fost prezenți și slătineni printre cei 100.000 de participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia, îmbrăcați în costume populare specifice zonei de unde proveneau, și chiar în filmul nostru și în breviarul documentar care însoțește filmul, avem fotografia unor participanți din Slatina la 1 decembrie 1918. A doua zi apare primul număr al ziarului Democrația Oltului, dedicat în exclusivitate zilei astrale a istoriei României. 1 decembrie 1918, întreaga presă
asociații culturale, asociații profesionale, intelectuale, dascăli de la principalele școli din oraș au participat la mari întruniri care s-au desfășurat în ziua de 2 decembrie, iar clopotele bisericilor din oraș au răsunat în întreg orașul și s-au ținut slujbe de tedeum. Iată că Slatina, aflată oarecum, dacă vreți, în afara centrelor de forță ale Unirii, fiind sub ocupație străină, a participat de-a lungul secolelor la Marele Ideal Național și acest film, care durează 57 de minute, este greu ca în 57 de minute să concentrezi un centenar, este dedicat tocmai acestui eveniment major din istoria noastră națională, un proiect cultural, după cum știți, finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Slatina, în cadrul programului de finanțări nerambursabile. Filmul va fi difuzat ca și cel de anul trecut în toate unitățile școlare din municipiul Slatina, instituții de cultură, instituții administrative, pentru că noi ne-am străduit să facem acest film cu mare grijă și emoție, să venim în ajutorul celor care vor să știe ceva despre istoria locului, a orașului în care trăiesc. Avem foarte multe evenimente dedicate centenarul, ce pregătește Muzeul Județean? Astăzi, Muzeul Județean Olt, în colaborare cu Asociația Amprente Oltene, o dedică filmului documentar. Doamna dr. Aurelia Grosu, istoric de profesie, un vechi coleg care a lucrat la Muzeul Județean Olt, s-a gândit că ar fi oportun să ne ofere de această dată un film documentar, Slatina pe drumul centenarului, un film în care domnia sa pledează pentru ceea ce înseamnă adevăr istoric, pentru ceea ce înseamnă demnitate națională, un film în care veți vedea sentimentele unui istoric transpuse pe pelicula cinematografică. Din punctul meu de vedere, este un document istoric elocvent care marchează contribuția slătinenilor în mod special la cel mai important act săvârșit de către poporul român, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Prin acest demers cinematografic, doamna Aurelia Grosu își câștigă notorietate, iată, și în această branșă, devenind cumva, între ghilimele, regizor, însă în spatele filmului este istoricul, cel care trebuie la un moment dat să etaleze sentimente și de asemenea cunoștințe vaste în domeniul istoriei. În celelalte zile? În următoarea perioadă, mai precis mâine, 27 decembrie, la orele 17, tot în această sală de festivități a Muzeului Județean Olt va fi lansată cartea jurnalistului slătinean George Pițulescu, Povești pe soclu, o carte care iarăși aduce în imaginea noastră monumentul istoric cu ceea ce reprezintă el. Și aș face aici o paralelă spunându-vă că punând copiii noștri și urmașii noștri în fața monumentelor istorice, istoria nu va mai deveni o disciplină de învățat pe de rost astăzi și de uitat mâine. Pentru acest lucru pledează cartea lui George Pițulescu. Nu în ultimul rând, pe 28 noiembrie, la ora 11:30, de ziua Unirii Bucovinei cu România, subsemnatul va lansa istoria orașului Slatina, de la origini până în anul 1947, o lucrare perioadă de referință care va fi extrem de utilă nu numai cercetătorilor, ci și tinerilor noștri, pentru că ei vor cunoaște o parte de istorie, spun eu, inedită, neexplorată, datorată unei munci în arhive, în biblioteci și în tot ce înseamnă fondul documentar istoric al județelor Olt și Romanați și nu numai. Vineri, la orele 11:30, o expoziție de artă plastică susținută de elevii Colegiului Național Vocațional Nicolae Vitulescu, sub genericul Fi creativ. 17 tineri artiști în holul de onoare al Muzeului Județean Olt vor expune 17 lucrări inspirate de marele moment istoric pe care îl trăim.
eu cum văd tinerii noștri România centenară. Iată un corolar de activități subscrise centenarului, în care muzeul județeanul, primăria, municipiul Slatina, Consiliul Județean și nu în ultimul rând Serviciul Județean al Arhivelor Naționale au încercat să ne ofere un program cultural adecvat.